A fi rapidist în zilele astea nu este deloc o bucurie sau o misiune digerabilă, pentru că pe cât de solidă arăta construcția lui Șucu, pe atât de șubredă este de fapt în realitate. Și mai cred că milionarul român intră exact în categoria nou veniților în fenomen, care înainte de orice trebuie să plătească o taxă de instruire și de inițiere în fenomen, iar ulterior, dacă rezistă și nu dă bir cu fugiții, are o șansă ca businessul sportiv pe care îl gândește să și funcționeze. Momentan este doar pe zona de investiție, fără satisfacție. Un punct din 7 meciuri de play-off? Incredibil de puțin și foarte greu de explicat cum la final de sezon regulat diferența între Giuleșteni și FCSB era de 4 puncte, iar acum s-a majorat la 20, subliniez, în doar 7 partide. Culmea este că unicul punct este acumulat cu FCSB, dar victoriile din acest sezon regulat în meciurile directe au venit cu o euforie majoră de moment, însă cu niște consecințe ulterioare imposibil de anticipat. Visul european este deja spulberat, iar strategia clubului trebuie regândită, pentru că nici centenarul, nici centenarul plus 1 nu au adus performanța așteptată de fani. Cel mai probabil Lobonț nu este soluția pentru postul de antrenor principal, dar asta nu scuză în niciun fel reacția lui Săpunaru din final. În orice societate adevărată, un astfel de gest ar trebui să ducă la concedierea imediată a jucătorului care se crede mai important decât clubul său. Fanii au dat iar foc la torțe și au explodat petarde în condițiile în care există o lege care interzice asta pe stadioane, iar liderul suporterilor și președintele clubului sunt anchetați exact pentru introducerea de materiale pirotehnice în incinta arenei. Arată asfidare și e posibil să nu rămână fără consecințe. Craiova câștigă punctele in extremis grație unei centrări excelente venite de la Mitriță, revenit pe gazon, și a unei lovituri de cap bine plasată a lui Crețu. Sunt puncte care îi dau ocazia lui Gâlcă să spere la cupele europene și pe undeva să îi valideze decizia de a prelua o echipă în derivă cu doar câteva runde înainte de finish.